Județul Caraș-Severin a scăpat și de codul roșu și de codul portocaliu de caniculă, astfel că cele 18 corturi de prim ajutor amenajate pe raza județului și-au încetat activitatea. Reamintim că aceste puncte de hidratare, dotate cu echipamente medicale specifice, dozatoare de apă și sisteme de climatizare, funcționează atunci când este cod portocaliu, respectiv cod roșu de caniculă. Însă temperaturile continuă să fie ridicate, așa că DSP Caraș-Severin a luat măsuri specifice. În ceea ce o privește, Direcția de Sănătate Publică a județului va lua măsuri prin Inspecția Sanitară de Stat pentru ca să fie mărit numărul de controle la pensiuni, la tabere școlare, la unități unde există persoane instituționalizate. Acolo trebuie ca alimentele să fie păstrate în bună stare, la fel spații de climatizare trebuie să fie întreținute și funcționale și de asemenea trebuie asigurată apa potabilă în orice moment. Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin deține și lista persoanelor însărcinate, persoanelor vulnerabile, cei care ar putea fi susceptibili să pățească ceva din acest punct de vedere, să fie afectați de aceste temperaturi mari, se va interveni în colaborare cu celelalte instituții pentru ca aceste persoane să nu se afle în pericol. De asemenea, am transmis unităților spitalicești cu paturi să-și actualizeze stocurile de medicamente pe patologii, atât pe cele de urgență, cât și pentru cei cronici, pentru bolnavii cronici. De asemenea, spațiile de climatizare trebuie să funcționeze corespunzător, dar și generatoarele de rezervă să fie în stare de funcționare, pentru că în urma temperaturilor foarte ridicate putem avea, din nefericire, de a face și cu pene de curent. Recomandăm pentru această perioadă multă atenție la modul în care ne îmbrăcăm și la timpul pe care îl petrecem expunându-ne la soare. Acesta ar trebui să fie cât mai scurt posibil, iar hainele în culori cât mai deschise și mai ușoare. După cum se știe, nu este recomandat consumul alcoolului, mai ales pe perioada zilei, când temperaturile sunt foarte ridicate, și de asemenea băuturile excitante ale sistemului nervos, cafea, energizante și alte asemenea băuturi carbogazoase. Pentru cei care aleg așadar să meargă la stranduri sau să meargă undeva în zone de îmbăiere, la lacuri, recomandarea este să nu stea foarte mult la soare, să alterneze perioadele de plajă cu perioadele de baie și, dacă se poate, să poarte desigur pălării sau șepci și sigur să prefere mai degrabă să stea sub umbrelă, cel puțin pe perioada prânzului, când temperaturile evident sunt foarte mari și soarele poate deveni un pericol. De asemenea, acasă este bine peste zi să închidem geamurile și să folosim draperii pentru a se răcori dacă nu avem instalații de climatizare, iar dacă avem, temperaturile din interior ar fi bine să nu fie să nu se afle la diferențe mai mari de 5 grade față de temperatura exterioară.